Hristos a învățat. Mulțumim, Părinte lui Sorin Adrian de Palatin, pentru această a doua venire a Dânsului la noi, a doua cercetare a Bisericii noastre în acest an, să fim vrednici de această binecuvântare a lui Dumnezeu. Seara aceasta avem două evenimente. Cel din tâi este conferința, dimensiunea spirituală a creației. Un titlu care pe mine personal mă duce cu gândul la inițiatorul conferințelor organizate de conștiințe, de grupul Conștiințe în Sugerea cu Iubirea Adevărului, grup care organizează și această seară. Părintele Galeriu avea o mare dorință să scrie vocația pascală a făcut. Dorea să fie cartea cu care să-și încheie opera. Nu a reușit să o scrie, există schițe pe aici, pe acolo. Dar mă bucur foarte mult pentru acest titlu pe care l-a ales Părintele, pentru această conferință. Iar al doilea eveniment este lansarea în câtă ediție, acum, în sensul în București. Este, mă rog, și aici, lansarea și aici, a treia biserică, a cărții în două volume, Lumina celui nevăzut. Pentru cei care nu ați reușit să o dobândiți, Părintele ne-a spus acum că vă puteți înscrie pe o listă, se va face o suplimentare de tiraj și undeva în 2-3 săptămâni va fi disponibilă direct din tipografie, mă rog, prin mijlocirea bisericii. Așa încât fiecare dintre dumneavoastră să vă puteți bucura de această carte pe care abia aștept și eu să o citesc. Acum să facem o scurtă rugăciune și după aceea începem în Cuvântul Părintelui Părintelui. Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească să nu numele Tău, vie împărăția Ta, facă-ți voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cer. Tatălui și Fiul și Sfântului Duh și acum și curește și veci, amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvântează. Cu noi ești Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna acum și sigur, și în vecii vecilor. Amin. Viața noastră duhovnicească și să facem lucrul acesta într-o perioadă în care și lumea și Europa reflectează mai intens la modul în care se structurează societatea noastră, la principiile care stau la baza ei. Și voi pleca la drum în analiza aceasta a noastră, pe care îmi doresc să o facem împreună în seara aceasta, cu câteva observații care țin de felul în care trăim. Noi, oamenii, în ansamblul societății, nu în privința fiecare persoană în parte. E important să facem acest gen de evaluare cât mai cuprinzătoare asupra obiceiurilor sau asupra felului societății de a trăi, pentru că, în bună măsură, noi suntem influențați de lumea în care trăim, uneori conștient, alteori inconștient. Și
cu alt prilej am vorbit deja despre, chiar în mod repetat, am vorbit despre mecanismele acestea ale influenței pe care societatea, comunitatea le poate avea asupra noastră. Semenii noștri ne pot influența și în bine, semenii noștri ne pot influența și în rău. Obișnuințele fiecărei persoane dintr-o comunitate poate să reprezinte un punct de plecare în schimbarea comportamentului meu, astăzi un pic, mâine mai mult și în viitor din ce în ce mai mult. Și câte vreme psihologia și medicina și psihologia socială și sociologia au pus în evidență felul acesta în care comportamentele altor persoane ne pot influența pe noi, e bine să reflectăm la felul în care lumea trăiește, ca să punem o sită, să ne împotrivim acelor comportamente care nu sunt bune și să cultivăm comportamentele, atitudini vrednice de un creștin. E bine, astăzi, cu referire la civilizația în care trăim, mai ales la lumea țărilor dezvoltate, există foarte multe constatări care vizează felul în care oamenii au înțeles și înțeleg să se raporteze la lucruri și la natura înconjurătoare. Și tema aleasă pentru această seară este una dintre cele care caracterizează comportamentul societăților dezvoltate în raport cu mediul înconjurător, cu ceea ce găsim atunci când ne naștem pe Pământ și cu creația în general, având acest cuvânt, creația divină, ca fiind cel mai cuprinzător dintre cele care fac referire la lumea în care trăim. Și aici, în privința acestor comportamente, risipa este o notă dominantă în comportamentul societăților dezvoltate. Nu o spun eu, nu o spune neapărat o persoană duhovnicească care ar putea să facă o astfel de evaluare cu multă pertinență, uitându-se în inima celui care se comportă așa. Dar nu e vorba despre o astfel de evaluare, este evaluarea repetată de multe ori în ultimele decenii de diverse studii longitudinale, transversale, cu diverse arii geografice, foarte extinse, foarte pertinente. Risipa există de mai multe decenii și face cumva notă discordantă, vom vedea, cu decorul în care trăim. Și există multe exemplificări ale risipei. Ca să aducem mai aproape de noi condiția risipitorului, e important să dăm câteva exemple. Una dintre cele mai dramatice abordări ale resurselor, unde risipa este o cauză gravă pe termen mediu și lung, în prezent și în viitor, este apa. Apa potabilă, o resursă limitată, care este în consum în țările civilizate într-o proporție mult mai mare decât în țările sărace. De fapt, statisticile ne arată că mai mult de 1 miliard de locuitori nu au acces la o sursă de apă potabilă. De aici apărând și foarte multe afecțiuni, foarte multe boli, și de aici și o calitate a serviciului medical foarte slabă. În vreme ce în țările bogate există numeroase situații în care consumul pe cap de locuitor de durata unei zile atinge 600 de litri de apă potabilă.
dacă întâmpinați dificultăți în calculul acesta și considerați că 600 de litri este exagerat, statisticile arată că lucrul acesta e posibil întrucât noi spălăm mașina, facem curat în casă, udăm gazonul cu apă care este apă dulce și care, cu mai multe sau mai puține călătare de filtre, ar putea să fie apă potabilă. Apa dulce, la nivel terestru, este mult mai restrânsă, accesibilitatea aici, în față de apă sărată. E adevărat că pământul este acoperit în proporție de aproape 70% cu apă sărată, dar apa sărată nu este de luat în atenție atunci când vrem să bem apa sau să folosim pentru activitățile casnice. Și din apa potabilă, din apa dulce care există la nivel planetar, noi nu putem accesa decât 4%, între 1 și 4%. Restul apei potabile, apei dulce, este blocată în banchizele și în ghețare de la coi. Și transportul acestei ape dulce în zonele locuite ar presupune costuri foarte mari. Și cumva toată civilizația, toți cei 7 miliarde de semeni ai noștri, stăm pe aceste 2-3% de apă potabilă. Și felul în care o consumăm este foarte important. Este foarte important. Un alt aspect care ne poate evidenția risipa a lumii în care trăim, n-aș vrea să rămânem foarte mult în aceste exemple, pentru că tema întâlnirii e, de fapt, perspectiva duhovnicească asupra risipei, dacă să ne convingem împreună că situația e dramatică, mă gândeam să evidențiez câteva. Resursele naturale sunt o altă arie unde risipa este foarte prezentă. E vorba de resursele regenerabile, mă gândesc aici la biomasă, lemn și la celelalte resurse care țin de lumea vie și mă refer și la resursele metalifere sau petroliere. Acestea sunt limitate la nivel terestru, iar unele dintre ele au o rată de consum mai mare, mult mai mare decât rata de regenerare. În multe privințe, în consumul de pește, de exemplu, sau în consumul de păsări pentru hrană, sau în consumul de mamifere, există o rată de consum care depășește cu mult putințele de regenerare naturală pe care le are natura. Mecanismele de regenerare depind de asemenea și de calitatea ecosistemelor în care aceste vietăți trăiesc. Atunci când consumăm într-un mod excesiv, noi nu afectăm numai ceea ce consumăm, ci afectăm și ecosistemul din care am extras ceea ce consumăm, iar acest ecosistem afectat afectează la rândul lui toate speciile care trăiesc în el. Și aici s-a putut da foarte multe exemple, ce cantități imense de carne, de exemplu, sunt consumate în societățile prospere. Risipa este prezentă aici nu doar de faptul acesta că noi consumăm foarte multă carne, mă refer la societățile prospere atunci când dau aceste valori, ci și din faptul că noi aruncăm ceea ce n-am reușit să consumăm, uneori aruncăm fără să consumăm pentru că data expirării a fost atinsă. Ori aici, evaluările ne spun lucruri dramatice. Dacă, spre exemplu, cineva din grijă pentru pregătirea hranei în weekend cumpără în timpul săptămânii 1 kg de carne de vită și undeva la începutul săptămânii viitoare constată că n-a apucat să-l pregătească și data expirării a fost depășită, în mod obișnuit, noi luăm acest kilogram de carne și îl aruncăm. Poate îl dăm câinilor să mănânce.
Dar în momentul în care am aruncat acest kilogram, ar trebui să ne gândim câte resurse se epuizează. Că nu e vorba numai de carnea propriu-zis, e vorba de toate cerealele și de toată apa care a fost necesară pentru a hrăni animalul din care a fost extras respectiva cantitate de carne, respectiv toată cantitatea de apă a fost necesară pregătirii acelui semi-preparat pentru ca noi să avem la dispoziție în frigider pentru a-l pregăti. Ori estimările arată aici ceva greu de imaginat și cumva imposibil de imaginat pentru o persoană care nu explorează științific lucrul acesta. Studiile ne spun că pentru un kilogram de carne de vită se consumă 11 tone de apă. Apă potabilă. 11 tone de apă. Cum e calculat? E luată apa care hrănește furajele care hrănesc animalul, apa care este necesară animalului, nu numai în hrana lui, ci și în menajeria locului unde stă, și apa necesară în procesul de preparare a cărnii respective. Și de aici ajungem la 11 tone de apă potabilă pentru un singur kilogram de carne. Atunci când cineva aruncă această carne la coșul de gunoi sau pur și simplu risipește, toată resursa care a fost consumată pentru ea, asta ne forțează economiștii să spunem, este practic risipită. Se pot da foarte multe alte exemple care ne arată la ce scară trebuie să gândim efectele gesturilor noastre, dar despre asta vom vorbi mai târziu. Biodiversitatea este foarte mult pus în pericol și acesta ar fi ultimul exemplu. De fapt, risipa pune în pericol biodiversitatea. Am spus deja de ce. Atunci când extragem dintr-un sistem, dintr-un ecosistem, un actor, într-o proporție foarte mare, întreg echilibrul sistemului este perturbat, periclitat. Și aici, probabil, între speciile care sunt cele mai afectate de consumul în masă sunt pește. Ritmul în care se consumă rezerva de pește din ocean este fără precedent. Depășește și crește un ritm accelerat în pofida semnalelor care sunt date de specialiști. Ori am putea crede că consumul de pește pe noi, practic, nu ne afectează, pentru că noi nu suntem o civilizație maritimă, să trăim în zone care depind de ocean, dar iarăși ecologiștii și specialiștii în ecosisteme avertizează prin activitățile lor că situația nu stă deloc așa. De exemplu, ca să luăm o parte mică din viața oceanelor, numai corale, recifurile de coral, deși nu se întind pe o suprafață prea mare, undeva 5-10% din oceanul terestru, mai mult de 25% din speciile maritime sunt în legătură cu acest paradis al coralelor. Și viața depinde în foarte mare măsură de pești, pentru că peștii hrănesc multe specii de păsări. Păsările, hrănindu-se cu icre în unele zone unde pește depun și de aici un întreg joc, un întreg lanț de efecte asupra întregului ecosistem. Dacă ar fi doar risipa, poate că n-ar fi atât de grav, numai că risipa are și circumstanțe agravante. Și m-am gândit să vă vorbesc despre trei dintre circumstanțele agravante. Una este de ordin etic, una este de ordin ecologic și una este de ordin spiritual. Cea de ordin etic vizează modul în care se risipește. Noi și cei care risipesc resursele naturii nu risipesc aceste resurse dintr-o necesitate. Că am putea risipi, să spunem, într-o situație, într-o conjunctură nefavorabilă, am putea risipi o resursă pentru a extrage ceva ce nu este absolut necesar.
de exemplu, am putea avea nevoie de o substanță, o licoare foarte sănătoasă, pentru că avem de eradicat o maladie și acea substanță ar necesita defrișarea unor suprafețe gigantice de pădure, pentru că ea este într-o cantitate foarte restrânsă, foarte redusă. Da. În cazul acesta ar putea fi un fel de risipă, în sensul unei disproporții foarte mari între cât consum, cât distrug, pentru ce produs am nevoie să obțin la sfârșit. Și într-o situație de aceasta am putea să spunem că într-adevăr am risipit foarte multă masă lemnoasă, nu alzând lemnul sau folosindu-l într-un mod judicios, ci doar pentru a extrage acea licoare ca să eradicăm o maladie care punea în pericol civilizația. Numai că situația risipei de acum nu e în acord cu o astfel de poveste. Ea este foarte mult potențată de poftă, de confort, de dorința unei persoane sau unei comunități sau a noastră de a trăi mai bine decât binele pe care îl trăim astăzi. Necesitatea falsă a unui progres în materie de confort. Dar despre lucrul acesta vom vorbi mai târziu. A doua circunstanță agravantă pentru risipă este de ordine ecologic. Noi nu doar risipim resursele naturale, noi și poluăm în timp ce risipim. Adică civilizația ar fi făcut un rău mai mic dacă doar ar fi risipit resursele naturale. Partea gravă este că risipa vine la pachet cu poluarea, care e altceva și presupune alte mecanisme de o complexitate diferite și care au repercusiuni diferite pe termen foarte lung în mediul înconjurător. Numai o pungă de plastic, dacă are anumite caracteristici, nu va putea fi asimilată de sol mai bine de 500-800 de ani. Atunci când aruncăm o bucată de plastic în pământ, plasticul acela va sta peste 500 de ani acolo. Există foarte multe exemple care ne arată la ce magnitudine a ajuns poluarea. Undeva în Oceanul Pacific există o suprafață comparabilă cu Franța, în care s-au adunat peturi din ocean. Foarte multe peturi aruncate, unele pe cursul fluviilor, altele direct din mijloacele de transport maritim și datorită unor curenți de aer de apă, care sunt în mod obișnuit în ocean, aceste peturi sunt adunate în forma unor aluviuni, să spunem, și sunt grupate în zone de către curenții maritime. Și acum este observabilă de satelit o zonă unde există peturi de suprafața Franței, în apropierea coastei de vest a Statelor Unite. Există foarte multe exemple de poluare, nu intrăm în detalii aici. Ultima circunstanță agravantă este de ordin spiritual. Noi nu doar risipim resursele naturale, ci facem lucrul acesta în condițiile unei inechități sociale fără precedent în istorie. Pentru că nu toată lumea risipește resursele naturale, ci numai popoarele sau națiunile civilizate, care au un nivel de trai foarte ridicat. Și în condițiile în care tot mai multe persoane au un nivel tot mai scăzut de viață, e vorba de locuitori, de persoane care trăiesc în țările lumii a treia, în cele nedezvoltate, cu toate acestea, cu toate că numărul acestor săraci crește, risipa nu se diminuează în societățile prospere. Două exemple sunt semnificative aici. Cred că am mai pomenit odată acest exemplu, dar dacă am mai făcut-o, merită să fixăm încă o dată, pentru că ne arată ceva dramatic din ceea ce se întâmplă în vecinătatea noastră. O statistică a Guvernului Britanic a arătat că în Marea Britanie
Britanie se aruncă la un coș nedesfăcută hrană în valoare de 10 miliarde de lire sterline într-un singur an. La 2 ore jumătate, 3 ore de mers cu avionul, în Africa sunt 10.000 de copii care mor pe zi, pentru că nu au ce să mănânce. E dramatică situația. Sigur că nu e o soluție să fie culeasă hrana din magazine înainte de a expira și să fie parașutată în locul de unde există copiii săraci. Problemele nu se rezolvă așa. În Africa, copiii mor de foame din cauza unor deficiențe de structură, de economie, de ordin social și revigorarea unui continent cum este Africa, care totuși foarte bogată în resurse naturale, înseamnă politici pe termen lung. Dar icoana aceasta ne arată în ce societate trăim. Al doilea punct, în exemplul acesta care vizează inechitatea socială, există o statistică publicată la sfârșitul anului trecut care ne spune că primul procent din lista bogaților planetei dețin resursele a 50% din populația din josul clasamentului. Deci dacă ar fi să împărțim, să ierarhizăm umanitatea în ordinea puterii de cumpărare și a averilor pe care le dețin și am trage linia la jumătatea clasamentului, primul procent din vârful clasamentului de deasupra, primul procent din populația planetei care se află în vârful clasamentului general privind averea, deține tot atâta avere cât au cei care sunt sub linia de la jumătatea clasamentului, adică ceilalți 50% din populația Pământului. Asta înseamnă că dacă tot PIB-ul planetei ar fi 100 de câini, și noi am fi toți ca locuitori 100, să zicem că planeta Pământ ar avea 100 de locuitori pe toți și toată averea Terei ar fi 100 de câini. Prima persoană din toți cei care sunt pământeni ia 50 de câini și celelalte 50 de câini sunt împărțite la celelalte 99 de persoane. Cam așa e distribuită averea la nivel terestru. Asta arată o inechitate flagrantă. Într-o societate unde nu stăm rău nici cu circulația informației, nici cu, eu știu, principiile etice, suntem educați, avem parte de școală, citim cărți bune. Aici există foarte multe cartonașe galbene, care cineva care ar fi în stare de bovnicească să evalueze lumea, ar putea să le ridice. Nu e cazul meu, dar sunt multe cartonașe galbene care ar trebui ridicate. Nu am sentimentul, citind statisticile acestea, că noi avem parte de o cultură care dorește să ne trezească la viața autentică. Pentru că, în mod normal, ar trebui să resimțim aceasta. Ar trebui să resimțim țipătul celor neîndreptățiți care trăiesc într-o inechitate socială teribilă în raport cu noi. Aș aștepta cumva din partea culturii, a cinematografiei, a cărților, a organizațiilor non-guvernamentale să vorbească mai mult despre acești săraci, mai ales în societățile prospere. Lucrul acesta parcă nu se întâmplă, din potrivă. Avem o cultură care servește tot mai mult divertismentului și se orientează tot mai mult spre ceea ce este profitabil. Există concerte, există spectacole, dar la câtă sărăcie și suferință există, ar fi bine, ar fi potrivit pentru lumea civilizată ca mai toate evenimentele culturale care au un caser mare să aibă o componentă foarte consistentă destinată calității. Având în vedere situația aceasta, lucrul acesta nu se întâmplă, nu se întâmplă de foarte multe privințe, dar în tot cazul arată o anumită structură a societății noastre, o structurare a valorilor, care nu este în acord cu situația reală. Al doilea punct al prezentării ar fi legat de cauze. Ce cauze întâlnim în lectura
științifică această situație, pentru că știința nu a rămas indiferentă în aceste situații. Există studii de etică, unele studii nu sunt de etică creștină, sunt studii de axiologie, de teoria valorilor sau de morală, care nu sunt creștine și care totuși investigează cauzele pentru care lumea trăiește așa. Pentru că există un contrast foarte mare între ceea ce știm și modul în care trăim și o parte a realității pe care nu dorim să o vedem, nu dorim să o includem în agenda noastră zilnică. Câteva cauze aș vrea să menționez pentru a observa că ele surprind ceva, uneori, cu acuratețe mult mai mare decât am putea noi să le surprindem. Există o constatare repetată pe care au făcut-o și cei care studiază comportamentul moral, etic, al persoanei și de către cei care investigează psihismul, mă gândesc. Omul are, în genere, un deficit de evaluare a amenințărilor. Noi nu putem evalua amenințările obiectiv. Și aici există mai multe aspecte care ne împiedică să evaluăm amenințarea. Și veți vedea, în partea a doua, că acest gen de deficit se resimte într-un mod foarte precis, chiar, foarte acurat, la nivelul vieții spirituale. Unul din tipurile acestea de deficit de evaluare a amenințărilor este tendința noastră de a crede că amenințările îndepărtate sunt mai mici. Dacă o amenințare nu este imediată, dacă nu pune viața în pericol astăzi sau mâine, am tendința să o minimalizez. Pentru că e îndepărtată, pot avea judecăți de felul, voi vedea ce voi face. Poate nu vine, totuși. Poate mâine voi avea o situație mai bună și ea va lua un alt curs, de exemplu. Tot ce este îndepărtat pare mai puțin grav. Și gândiți-vă la situația aceasta. Ce s-ar întâmpla dacă noi am privit la televizor un muribund sărac care nu are ce să mănânce și l-am vedea în Kenya, într-un film făcut la televizor. Și cum am reacționat dacă acest muribund sărac ar fi în fața porții noastre? Diferența e foarte mare. Noi am fi mult mai scandalizați dacă nimeni n-ar face nimic, dacă acest sărac muribund ar fi în fața porții noastre, decât dacă l-am vedea la televizor, chiar dacă transmisiunea ar fi în direct și noi l-am vedea și am ști că omul acela există. Cu cât o situație este mai îndepărtată, cu atât avem senzația că nu e atât de grav. Și televiziunea aici complică lucrurile, pentru că noi avem aproape zilnic parte de drame teribile, teribile, șocante, unele dintre ele de nedigerat. Și cu toate acestea ne-am obișnuit să trăim zilnic cu ele, avem chiar și momente de fericire și dezvoltăm o anumită insensibilitate la dramele celorlalți. Au fost în ultima vreme foarte multe drame, foarte multe persoane ucise, asasinate, absolut devastatoare. Internetul și televiziunea ne obișnuiesc cu imaginea acestea, ne slăbesc sensibilitatea la suferința celorlalți și chestiunea aceasta nu e bună deloc. Pentru că așa cum vom vedea imediat în partea a doua, risipa are două cauze. Nu este doar o pierdere a putinței sau a sensualității noastre duhovnicești de a ne raporta corect la lucruri, dar risipa e posibilă și din cauza faptului că am pierdut corectă raportare a noastră la semeni. Ori aici montajele de televiziune sau imagine live care prezintă execuții publice sau drame violente pe care noi le privim, nu ne ajută deloc să deschidem cu adevărat suferințe cuiva. Și
studiile etice spun că noi avem tendința să minimalizăm o amenințare sau o situație gravă care se află la distanță. Dar psihologia spune mai mult, dacă vom privi foarte des la televizor, la imagini violente, la persoane executate, la prezentarea cu amănuntul, la o situație gravă în care au murit zeci de persoane, dacă vom face lucrul acesta în mod repetat, noi nu vom mai putea evalua gravitatea unei situații nici dacă va fi în partea noastră. Pentru că psihismul nostru se va obișnui cu catastrofe, cu mult mai multe victime. Dacă noi vedem astăzi la televizor prezentat pe larg o catastrofă în care au murit 250 de persoane sau 300 de persoane și vedem clădirea unde ei trăiau și explozia respectivă și vedem și imagini unora și aflăm că era și o mamă cu 5 copii și vedem cât de gravă este situația, după aceea dacă auzim că a murit o persoană la 2 pași de casa noastră pentru că nimeni n-a ajutat-o, nu mai avem resursele psihologice să empatizăm, să avem compasiune pentru familia respectivă. Că problema nu se mai pune ca noi să facem ceva pentru cel care a murit. Problema se pune să participăm la suferința celor care au rămas în viață părăsiți de cel decedat. Păi noi nu mai avem resurse psihologice pentru asta, pentru că suntem bombardați cu foarte multe drame. Iar astăzi internetul este plin de imagini pe care televiziunea nu le difuzează. Adică nu e de ajuns cantitatea de violență din televiziune, avem pe internet imagini care nu se pot difuza decât pe televiziune, decât cu riscul unor amenzi foarte mari. Și mai mult de atât, imaginele nu sunt doar difuzate, există putința a care ele să fie înregistrate într-un cont YouTube și noi să le vedem de 10 ori dacă vedem. Aceasta ne slăbește capacitatea de a evalua o anumită situație gravă sau amenințarea. Dacă amenințarea sau situația gravă e legată de un străin, iarăși nu putem să judecăm corect lucrurile. Marile orașe și aglomerările urbane foarte mari și regimul de viață foarte stresant la serviciu ne face să fim opaci la suferințele străinilor. O persoană care trăiește însingurată și care are o ecologie a relațiilor, are foarte puțini prieteni foarte buni și profunzi în viața cărora se implică, pe care îi îmbrățișează des, îi ajută des, despre care știe multe și cărora le vorbește mult despre sine, o astfel de persoană este capabilă să răspundă unui străin dacă acesta are nevoie. Persoane care are foarte multe persoane în viața ei, având relații cu foarte mulți oameni, la relație superficială, de obicei este obosită de atâta relaționare și nu mai are aceleași resurse psihologice să ajute pe cineva. Adâncimea relațiilor pe care o avem cu semenii ne antrenează să fim capabili de voluntariat, de compasiune, de empatie chiar și pentru străini. Dacă avem relații adânci, angajate, dacă suntem angajați în relațiile respective, dacă ducem relațiile interpersonale la un nivel superficial de socializare, de schimb de mesaje sau de figurine pe Twitter sau pe alte rețele de socializare, genul acesta de socializare nu este unul care să ne pregătească pentru empatia arătată unui străin. Mai există un deficit de lectură a amenințărilor. Nu vedem amenințările invizibile, insesizabile, pe acelea nu le conștientizăm. Nu le vedem nici în viitor că ar fi amenințări reale asupra noastră. Aici lucrurile stau cumva mai insidios. Sunt greu de prins, greu de fixat, alunecoase. De exemplu, metalele grele care există în aerul din oraș, ele sunt prezente în oxide pe care le elimină motoarele de mașini și plutesc în aer unele dintre ele. De exemplu, vaporii de plumb din unii combustibili care nu sunt foarte
vedem aceste metale grele. Ele sunt prezente și în alte surse. Există foarte multe substanțe nocive care pot fi prezente, spre exemplu, în apă, dar noi nu le simțim prezența. Și noi putem inhala acest aer și putem bea această apă foarte multă vreme, fără să vedem un dușman în noastră. Și dacă nu se vede, pare să că nu există. Dar nu e așa. Am văzut sute de copii și în București și în Iași, plimbați de mamele lor, pe trotuar, în prezența unui coloane interminabile de mașini cu motoare pornite la ralenti. Asta este inconștiență. Pentru că aerul este foarte toxic pe arterele circulate, iar copilul este în formare. Și capacitatea lui imunitară este foarte redusă. Plimbarea nu ar trebui să se facă pe străzile care sunt pe trotuarul unde învecinate arterele principale. Acest tip de dușman invizibil este foarte greu de apreciat. Mai există un dușman invizibil pe care îl vedem, dar al cărei consecințe nu le știm. De exemplu, tutunul, fumul de țigară sau fumatul. El are consecințe, dar pe termen foarte lung. O persoană care fumează, de regulă, are tendința să spună, nu mi se întâmplă nimic, pentru că am 5 ani de când fumez și n-am niciun simptom negativ. Și faptul că nu am un simptom, împiedică mecanismele mele de avertizare să mă opresc din asta. Dacă aș fuma o țigară și aș începe să tușesc imediat și mi-ar fi foarte rău, m-aș lăsa. Dacă am ani de zile de când fumez și nu le simt ceva grav, și am și prieteni care au 20 de ani când fumează și nu li s-a întâmplat nimic, probabil că nu e chiar mare lucru ce spun oamenii aceia pe televizor. Și iarăși diminuăm un anumit dușman sau un anumit pericol pe care nu îl sesizăm în toată splendoarea lui. În general, psihologia și neuroștiințele vorbesc despre această incapacitate a omului de a avea o gândire panoramică, o gândire cuprinzătoare, care să vadă lucrurile toate câte există aici și în perspectiva următorilor 20 de ani și în perspectiva ultimilor 20 de ani. Aceasta este gândirea Sfinților. Sfinții care cuprind lumea în rugăciunile lor, care atunci când privesc un copil, îl văd în perspectivă, care atunci când privesc un bătrân, îl vede retrospectiva, îl vede în retrospectiva ultimilor 20 de ani, cu toate eforturile lui, cu toată viața lui, cu tot eroismul lui. Modul acesta de vedere panoramice nu este un atribut obișnuit al persoanei. Noi trebuie să cultivăm lucrul acesta. Și el nu se cultivă ca într-o tehnică de meditație în Extremul Orient. Noi îl putem cultiva foarte ușor rugându-ne. Locul în care perspectiva panoramică cea mai largă o avem cu putință și în exercițiul nostru este liturghia. În Sfânta Liturghie noi ne rugăm pentru toată lumea, pentru pacea lumii, pentru roada Pământului, pentru cei care nu sunt creștini, ca ei să ajungă la cunoștința adevărului, pentru absolut toți semenii noștri care împărtășesc aceeași credință de pretutindeni, pentru toți cei adormiți de familia noastră, toți eroi. Nu există un loc al experienței noastre în care să fim solicitați la o deschidere mai mare decât în liturghie. Drama este pentru noi creștini că, în multe privințe, după ce ne-am rugat în rugăciunea aceasta cea mai înaltă, care este experiența liturghiei, când ieșim din biserică, nu avem sentimentul că răspundem de toată lumea. Că trebuie să ne îngrijim de toată lumea. Această îngrijire față de toată lumea nu este o îngrijire care să mă strivească. Este o îngrijire care mă face responsabil înaintea lui Dumnezeu pentru drama acelei persoane sau pentru fericirea acelei persoane. Și ar trebui să mă determin să mă rog pentru el, nu să-l port pe el ca o povară în spate, ca fiind responsabilitatea mea exclusivă. El este și în responsabilitatea și în grija lui Dumnezeu. Dar eu să simt această responsabilitate pentru el. Ori
Cercetați-vă mințile și vedeți dacă atunci când ieșiți din liturghie, afară, din biserică, vă simțiți responsabil pentru fiecare chip pe care îl priviți. Veți vedea că nu e așa. De multe ori, foarte multe priviți. Noi nu dobândim aceasta. Și nu e un diagnostic pesimist lucrul acesta. Realitatea este că nu putem dobândi lucrul acesta din prima. Și avem nevoie de foarte multă rugăciune ca să ajungem să dobândim lucrul acesta. Adică să mergem, să pășim pe stradă și atunci când vedem un chip, să avem sentimentul că ne-am rugat și pentru el. Și că Hristos s-a întrupat și pentru el. Atunci când spunem crezul, noi spunem că pentru noi și pentru a noastră mântuire s-a făcut om. Pentru noi oameni, nu pentru noi creștini. Deci pentru toți s-a răstignit Hristos. Atunci când ieșim din biserică duminică și vedem un necunoscut pe stradă care merge în treaba lui, noi să avem senzația aceasta că și pentru el s-a răstignit Hristos. Și că el vrea să-l cuprindă Hristos. Aici, în exercițiul liturghiei, noi dobândim această conștiință a panoramicității care cuprinde pe toată lumea, care pătimește pentru toată lumea, dar care nu e robită de nimic de lumea aceasta. Mă simt responsabil pentru toți, dar nu leg viața mea de viața niciunui din aceștia, că nu știu ce vrea Dumnezeu de ei. Isaia Apostolul, în Filocalia 12, spune lucrul acesta, să nu-ți legi viața ta de viața unui om. În sensul de a nu te pune pe tine plată pentru el, că nu știi ce vrea Dumnezeu cu dânsul, dar să-ți pese de unul respectiv. Dar să nu-ți pese vital, fatal, fatalmente să-ți pese de el, să-ți legi viața ta de viața lui, mâine s-ar putea cu Dumnezeu să hotărască că i-a venit sfârșitul și noi, dacă ne-am legat cu viața noastră de viața lui, suntem complet descoperiți la această mișcare sau alegere pe care a făcut-o Dumnezeu. Deci, studiile de neuroștiințe vorbesc despre faptul că noi nu ne naștem cu această gândire panoramică. Ăsta este un mare defect pe care noi îl avem. Și eu cred că nu ne naștem pentru că suntem natura căzută. Nu suntem natura dinainte de cădere. Și asta e o umbră a căderii adamice. Și cel ce își sfințește viața automat nu caută această gândire panoramică. El doar vrea să se despătimească și să urmeze lui Hristos și despătimindu-se și pășind pe drumul spre comuniunea tot mai intens cu Dumnezeu, dobândește această panoramicitate a gândirii și a sensualității sale, ajungând să se simte responsabil față de oricine și față de toate, în mod firesc. Ne urmărim conștient lucrul acesta. Iar aceasta se întâmplă cumva firesc pentru că Hristos a pătimit pentru toți oamenii. Și El pentru cei mulți și pentru cei păcătoși a venit. Ce mult ar însemna pentru noi creștini să simțim că Hristos a venit pentru cei păcătoși. Cei mai iubiți din lumea aceasta de către creștini ar trebui să fie păcătoși. Hristos pe ei e. Pentru ei. Ca spus, în repetate rânduri, când a venit pentru cei sănătoși, a venit pentru cei normali. Mare lucru ar fi să-i putem iubi pe păcătoși, dar să-i iubim de să nu mai poate de pe dragostea noastră. Bineînțeles, și de fiecare dată când ai spus, dar asta se știe, că ar trebui să urâm păcatul. Dar bine ar fi să-l urâm mai tare în noi decât în celălalt. Că am senzația că noi ne iubim pe noi înșine și urâm pe păcătoși și iubim păcatele noastre și nu urâm pe ale lor. Să iubim păcatul, să iubim păcătosul și să urâm păcatul, dar să urâm mai tare păcatul nostru. Asta ne ajută mai tare să ne despătimim decât să urâm păcatele altora. Dar iubirea pentru păcătoși este o chestiune care îi dă posibilitatea Sfântului să-și deschide conștiința și să-i primească pe toți în rugăciune. Să se roage pentru toți. Pentru toți oamenii care au dramele lor, au jugurile lor, au plăcerile lor care i-au robit. Și Sfântul are această conștiință a celui care e în suferință, e departe de Dumnezeu. Și se uită cum se tăvălește acela în pofte și îl doare inima că nu cunoaște acela pe Hristos. Și ce bucuros ar fi el dacă l-ar vedea pe Dumnezeu și dacă
în înțelege că bucuria și, și mulțumirea și împlinirea în altă parte. Atunci când îl vede bând și vede cum își, își arde ființa lui cu patima băuturii, se gândește că acela avea vocația să ardă împărtășindu-se și să se lase mistuit nu de alcoolul care îl ucide, ci de Hristos care de viață. Și de fiecare dată când se uită la un om, nu se împiedică niciodată de neputințele și de imoralitatea lui. Tot îmi vine în minte și tot am vorbit zilele acestea și cu alte prilejuri despre cum a vorbit Mântuitorul cu femeia păcătoasă de la Fântâna lui Iacob, care era imorală profundă în viața ei. Că cinci bărbați a avut și nici al șasea nu era ei. Noi avem un cuvânt foarte greu pentru femeile care trăiesc așa, care nu e vrednic de biserică, nu putem să vorbim aici. Câți dintre noi ar avea disponibilitatea să stea de vorbă cu oameni de felul acesta? Și să speculeze în ce spun ei părți bune ale sufletului lor. Că Mântuitorul nu s-a împiedicat în viața ei. S-a legat de ceea ce are ea bun. Și ce repede a cuplat ea în discuția aceea cu Mântuitorul, cu referire la apa din care bând nu vom înseta niciodată. Faptul că ea n-a pus nicio întrebare și a plecat repede în cetate, fără să ne întrebe pe Mântuitorul ce apă e asta, că n-am auzit și nici nu există. Faptul acesta că a auzit că există o apă din care bând nu vom înseta, a fost de ea crezut repede și ea a plecat repede în cetate să vorbească oamenilor despre Hristos, ne arată că, într-un fel, era însetată duhovnicește și a simțit că Hristos îi dă deja apă, din apa aceea, pentru setea sufletească. Numai așa a putut intra în jocul. Am mai vorbit despre asta, nu insistăm. Gândiți-vă doar că ea a venit la fântână, doar ca o bucătăreasă, care are nevoie de apă, să gătească. Și Mântuitorul i-a zis, dacă ai ști tu cine-ți cere apă, tu ai cere de la el și i-a spus, Doamne, mai dragă, și după aceea el le-a spus, eu am o apă din care cineva bun nu va mai seta. Și după aceea a început discuția teologică. Dar femeia m-a întrebat, ce apă e? Fii oamenii se fac mâncare, nu trebuie o apă serioasă. Ce apă e? Este o poezie. Nu poți fac mâncare cu apă. Ea a intrat imediat în joc. N-a rămas paralizată în discuție de această metaforă a lui Hristos. Pentru cineva care îi caută cu apă ca să bea de sete, asta e o metaforă. I-a intrat repede în joc, dovadă că ea avea o sete spirituală care imediat a început să fie adăpată de adevărul lui Hristos, de faptul că i-a spus despre viața ei. Și a plecat de la fântână uitând să mai bea apa biologică, pentru că începuse să se adapte cu apa spirituală care ține în loc. După ce s-a întâlnit cu Mântuitorul, atât de însetat era sufletul ei și atât de bună era apa pe care i-a dat-o el din sine, vorbind despre sine, încât oștoirea setei duhovnicești i-a ținut loc de apă biologică. Și a uitat de apa biologică și probabil că încă un ceas, două, nu mai avea nevoie să bea. Amintiți-vă de momentele în care suntem atât de bucuroși încât nu mai avem nevoie nici să mâncăm, nici să petrecem. Nu mai interesează nimic. Am primit esențialul deja. E bine, aici este o întâlnire între Hristos și un om foarte păcătos. Un om care, dacă ar fi judecat în termeni creștini, ar fi la coada clasamentului. E foarte important să ne cercetăm, să vedem pe câți oameni am judecat, noi să ne judecăm după faptele lor. Hristos n-a făcut așa. Și căror oameni noi ne închidem drumul către biserică, judecându-i pe astfel. Și ne luăm în considerare posibilitatea ca ei, probabil având o viață mai puțin compromisă decât femeia din Evanghelia de Fântâna lui Iacob, ar avea o șansă să se împărțească. Și noi nu le dăm acest șansă, deși ei nu sunt atât de păcătoși cât era femeia aceea. Și totuși acolo Hristos a vorbit cu ei. Noi, dacă am fi mai conștienți de păcatele noastre, cred că ne-am apropiat mai ușor de oamenii care sunt păcătoși. Simțind că într-un fel și noi suntem ca ei. Nu e o mare diferență, cred mai și aici. Deci această, în
conștiință globală au Sfinții, în această gândire panoramică, această simțualitate care cuprinde pe toți, pătrimește pentru toți, este îndurerată pentru toți. Nu pentru unii și pentru alții nu. Nu există un despărțământ în sufletul unui Sfânt, gândindu-se că unul este mai apropiat și altul este mai îndepărtat. De toți sunt chemați, pe câte vreme toți sunt chemați, eu nu fac selecția. Dumnezeu face selecția. Puteți să îmbrățișeați pe oamenii aceștia. Observația psihologică e foarte importantă. Noi nu avem această conștiință a panoramicității și ea se vede și în risipă. Pentru că panoramicitatea aceasta ar prinde în atenția ei și persoanele care trăiesc fără să aibă. Și ar vedea și sub plusul pe care eu îl am și îl disipez. Această gândire panoramică ar mai avea ceva, este o anumită conștiință a prezentului, a fiecărui gest, a ce fac eu în momentul acesta. Un Sfânt are stăpânire peste prezent. Noi avem senzația că pierdem contactul cu timpul. Fugim după viitor, regretăm trecutul, nu prea trăim în prezent. Situația aceasta, pentru cineva care este foarte atent și se supraveghează, e diferită. Unii cercetări vorbesc despre faptul că risipa este posibilă, și aici suntem tot în cuprinsul gândirii panoramice, din cauza faptului că noi consumăm și poluăm, fără să vedem efectele consumului nostru și ale poluării noastre. Noi nu vedem efectele poluării. Noi strângem gunoiul și punem într-un coș, vine mașina și ia. Săptămâna viitoare strângem gunoiul, punem într-un tombelon, vine mașina și ia. Noi nu vedem gunoiul aici. Dacă noi le-am depozitat lângă casă, am vedea cât de mult poluăm. Și în felul ăsta am fi mai sensibil. De asemenea, nu vedem efectele risipe. Nu vedem locurile teribile în care se defrișează. Nu vedem cavernele făcute în pământ ca să extragă metal, să cumpărăm mașina cea nouă. Nu vedem munții de deșeuri high-tech, calculatoare, televizoare, care ar fi fost funcționale, dar au fost scoase de pe piață pentru că au expirat. Într-un an, în Statele Unite, sunt aruncate la coș peste 100 de milioane de telefoane mobile. Mai mult de jumătate dintre ele funcționează. Sunt aruncate la coș pentru că au apărut modele mai noi. Metalele care sunt combinate în chipurile telefoanelor sunt irecuperabile. Sunt unele procese chimice de combinații irreversibile. Nu mai pot extrage înapoi elementele care au fost puse acolo. Cadmiu, zinc, crom. Nu mai pot extrage în puritate absolut. Nu pot să topesc tabla unei mașini de 10 ori și să am parte de o tablă de aceeași calitate. Cu cât o retopesc, poate fi mai slabă. Deci, resursele sunt regenerabile, dar după ce le regenerez, nu ajung la aceeași calitate la care le-am inițial. Noi nu vedem toate efectele acestea. Noi cumpărăm o mașină și pe cealaltă ducem la un cimitir de mașini. Dar ce se întâmplă cu ele de acolo, mai departe, nu știm. Și de aici, incapacitatea noastră de a evalua comportamentul pe care îl avem, pentru că îmi lipsește perspectiva globală, perspectiva cuprinzătoare. Și asta include și gesturile noastre și efectele lor. În fine, mai există două chestiuni cu care ne apropiem de ultimul punct, care vizează viața spirituală. Este contextul societății de consum. Este iarăși o cauză a acestei risipe. Aici este vorba de o civilizație ațățată. O civilizație stârnită în poftele ei. Este un ev al stârnirii poftelor. Și lucrul acesta poate că vă este cunoscut și mie mi este cunoscut, vedem asta pe stradă în fiecare zi. Dar aici medicina și psihologia ne ajută foarte mult și ne pregătesc cumva reflexia pentru viața spirituală din Filocalie și din Sfinții Părinți Creștini. Pentru că studiile despre plăcere și despre poftă arată foarte multe lucruri. Am aici o carte grea, o carte pe care o pot citi medicii, cei care au pregătire în psihologie, o carte cutremurătoare despre plăcere, mecanismele plăcerii și ce fac ele în creierul nostru. Este o explicație extraordinară cu privire la felul în care plăcerea poate să ne stăpânească cu totul. Și
Și multe lucruri pe care aș putea să le spun și a meritat să fie spuse aici, din această lucrare, dar un aspect esențial pe care l-am găsit potrivit pentru întâlnirea de astăzi, e legat de felul în care plăcerea stăpânește creierul. Dacă veți citi, veți vedea, dacă nu, vă spun rezumat, există o zonă în creier, în creierul prozencefalul median, spune denumirea de specialitate, sunt mai multe arii din cortex și din creierul profund care participă la experiența plăcerii. Și fiecare din aceste arii care participă la plăcere este foarte importantă și ne arată într-un mod foarte clar ce daune provoacă plăcerea sau experiența plăcerii în noi, ce urme lasă plăcerea. Una din ariile care participă la plăcere este cortexul prefrontal. Cortexul prefrontal este o zonă care planifică. Atunci când o persoană trăiește o plăcere, cortexul prefrontal este activ. Asta înseamnă, printre altele, faptul că atunci când în viitor voi planifica ceva, voi putea planifica și plăcerea pe care am trăit-o, organizând un spațiu înconjurător de așa manieră încât să-mi producă aceeași plăcere pe care am avut-o anterior. După aceea, plăcerea angajează și amigdala. Și amigdala este o zonă responsabilă pentru emoții. Și faptul acesta e semnificativ, pentru că plăcerea nu este neutră din punct de vedere emoțional. Ea îmi dă o stare diferită, o stare plăcută, trăiesc o emoție pozitivă. Asta înseamnă că data viitoare, când voi dori o plăcere, voi avea un argument în plus pentru că m-am simțit bine. Dar plăcerea activează și hipocampul. Atunci când trăim o plăcere, hipocampul este și el activ, iar hipocampul este responsabil în parte de memorie. Asta înseamnă că ce îmi place, voi ține minte. Voi ține minte bine, mai ales dacă emoția pe care o trăiesc atunci când trăiesc plăcerea este intensă, cu cât e mai intensă plăcerea, cu atât e mai intensă memoria, mai bine fixată pe termen lung și se va șterge foarte greu. O altă zonă care este activă este cingularul anterior, care, printre altele, are funcția aceasta de a muta atenția dintr-o parte în alta. Sunt persoane care au o fixitate a atenției, sunt caracterizate de un imobilism al atenției, sunt obsesive și au o hiperactivitate a cingularului. Nu reușesc să-și mute atenția dintr-o parte în alta. Atunci când trăiesc o experiență a plăcerii și cingularul este activ, înseamnă că viitoarea mea mutare a atenției s-ar putea să fie determinată de plăcere. Cingularul va învăța ce anume îl poate stimula și atunci când ajung într-un context în care am câteva elemente care îmi amintesc de plăcere, imediat atenția mea se va orienta către plăcere. Și există și o zonă a striatului, care este și ea activă atunci când am experiența plăcere. Și asta este iarăși semnificativ, pentru că striatul are două roluri importante, printre altele pe care aici nu le adâncește autorul. Unul este acela al învățării, striatul nu participă la procesele de învățare, și altul este acela al abitudinilor. Obișnuințele sunt în sarcina striatului. Asta înseamnă că o plăcere care activează striatul este una care tinde să se instaureze în noi ca obișnuință. Și atunci când am o plăcere, zonele acestea sunt activate. Mă simt foarte bine, învăț că așa ar trebui făcut ca să mă simt bine. Țin minte lucrul acesta și pot planifica în viitor lucrul acesta și voi ști și cum să mut centrul atenției dintr-o parte în alta, ca să caut elementele care mă ajută să planific plăcerea care mi-a făcut o mare satisfacție în trecut și pe care o țin.
având genul acesta de experiențe care ocupă jumătate din creier, să zicem, la modul metaforic, creierul este mult mai mare, dar având atâtea funcții care participă la plăcere, ne este foarte greu să luptăm cu ea. Părinții au simțit asta extraordinar, pentru că dacă am dat un search după cuvântul plăcere sau după poftă în filocalie, e unul din cele mai dese cuvinte negative la care părinții reflectează. Ei au luptat foarte mult cu pofta, foarte mult au luptat cu ceea ce atâță pe om din afară și care stenește o poftă și nu mai lasă să fie lucid, atent cu sine și cu ceilalți. E bine, mecanismul acesta este foarte greu de controlat. Odată ce noi am obișnuit să buscăm plăcerea într-un mod foarte intens, ne va fi foarte greu să ne oprim. Ne va fi aproape cu neputință să ne oprim și Sfântul Maxim Mărturisitorul vorbește despre lucrul acesta atunci când spune că omul duhovnicesc se hrănește din cele inteligibile, iar omul trupesc se hrănește și din cele sensibile. Și atunci când omul trupesc se hrănește din cele sensibile, însă și mintea lui ajunge să se hrănească cu poftele acestei lumi. Asta înseamnă că mintea care e destinată, de fapt, să se bucure de înțelesurile inteligibile ale vieții spirituale, ajunge să mănânce lumea cu nesaț, simțindu-se aproape adaptată la acest gen de viețuri. Și fericit Augustin a spus lucrul acesta, că cine este duhovnicesc până și în trupul său, ajunge să fie trupesc până și în cugetul său. Ori îi rumpe cugetul și ajunge să înduhovnicească trupul, punând semnificație duhovnicesc peste toate mișcările lui, ori se ridică trupul în cuget și îl ocupă cu totul, ajungând omul să scrie cărți despre filozofia gustului sau despre filozofia plăcerii. E bine, mecanismele acestea ale plăcerii au fost intuite de Sfinții Părinți foarte bine și astăzi cercetările medicale confirmă aceste intuiții și experiențe duhovnicești. Astea sunt experiențe care arată că un om ațățat este un om care nu mai are judecăți de ordine morală. Judecățile sale sunt mult afectate de pofta stârnită. Dacă el este într-o stare de poftă stârnită, nu mai poate judeca, din punct de vedere etic. Are tendința să judece foarte sumar și de obicei în beneficiul său propriu. Acest lucru. Mai mult decât atât, are tendința să facă un lucru imoral, numai să ajungă să-și înfăptuiască pofta. Lucrul acesta e descoperit și mai devreme în cercetările neuroștiințelor care au vizat mecanismele la șobolani. Șobolani există un experiment care arată mecanismele plăcerii, poate să vorbim despre el în partea actuală, că vor fi întrebări. Șobolanii au fost învățați să-și descopere o sursă a plăcerii. E o cutie spină, un experiment mai complex, dar important este că el s-a pus o pedală și apăsând pedala, centrul plăcerii era stimulat și trăia o stare de bine extraordinar. Ce s-a întâmplat cu șoricei care participau la experiment? Ei aveau mai multe pedale pe care puteau să apese. Aveau și o pedală pe care apăsând devenea mâncare, dacă era foame. Aveau alte pedale pe care apăsând devenea apa, să bea, dacă le era sete. Și aveau și o pedală care apăsată fiind, le determinau o plăcere extraordinară pentru un electrod care era poziționat în zona care răspunde de plăcere. Ce s-a observat cu acești șoricei? Descoperind pedala plăcerii, au început să apese pe ea până la epuizare. Au ajuns să apese de sute de ori, de mii de ori într-o zi. Și experimentul s-a oprit pentru că riscau să moară de inaniție. Atât de intensă era dorința lor de plăcere. La un moment dat, cercetătorii au făcut chiar mai mult, le-au pus șocuri electrice care să le provoace durere, ca să vadă dacă ei sunt capabili să treacă peste durere numai ca să aibă parte de plăcere. Și au făcut întocmai. Preferau să fie electrocutați cu șocuri, dar să-și genereze plăcerea.
Ce vreau să spun cu lucrul acesta, cu vis-a-vis de risipă? Confortul este foarte plăcut, consumul este plăcut, consumul ne dă o satisfacție. Resursele pe care le consumăm ne ajută să ne simțim într-un anumit fel. Și de aici, cumva, obișnuința de a consuma. Amintiți-vă ce vă spuneam atunci când am pomenit despre faptul că experiența plăcerii generează în activitatea cerebrală impulsuri în striat și că striatul este responsabil de obișnuințe. Obișnuințele sunt foarte greu de demontat. Există o arie de cercetare care se numește Neuroscience of Habits. Cercetările neuroștiințe ale habitudinilor, ale obișnuințelor, a scoate obișnuințe din corpul cuiva, din creierul cuiva, din viața cuiva, o întreprindere foarte dificilă. Noi am spune patima sau viciu, viciu în formă mai mare, patima în formă mai tare. E foarte greu să o scoată de acolo. Schimbarea aceasta comportamentală e foarte greu de scos. Atunci când patima aceasta ne afectează viața socială, ne distruge cariera, ne strică relațiile cu ceilalți, ea este mai evidentă. Dar noi am putea fi împătimiți de consum, de plăcerea de a cumpăra și acest lucru să nu fie de o evidență atât de mare. Adică poți să-mi schimbi mașina o dată la 2 ani, televizorul o dată pe an, mobila o dată la 3 ani, vestimentația lunar, să fiu foarte atent în hainele pe care mă îmbrac și lucrul acesta să nu pare a fi o patimă. Pentru că nu mi-afectează nici serviciul, nici raporturile cu ceilalți. Dar el totuși să fie instaurat în viața mea ca obișnuință. Ori această obișnuință, obișnuința de a consuma, este o obișnuință foarte greu de scos. Și, în fine, ultimul punct este perspectiva vieții spirituale. Perspectiva vieții spirituale, în viziunea Sfinților Părinți, introduce o reorganizare completă a vieții. Adică atunci când avem o abordare spirituală a acestor tendințe de a consuma pentru plăcere, vizează toate aspectele vieții omenești. Nu e cu putință organizarea vieții omenești sau despătimirea persoanei, dacă noi avem în atenție mai un aspect al ei. Lucrările care țin de spiritualizarea vieții vizează toate simțurile și toate puterile omenești. În mod repetat este subliniat asta în filocalie. Atunci când cineva vrea să-și îndeplinească viața, trebuie să se ocupe de toate lucrurile și nu poate să lasă niciun plan al existenței sale neamenajat sau nesupravegheat. E nevoie de o reorganizare a sensualității, o reorganizare a minții, o reorganizare a raporturilor noastre cu lucrurile și o reorganizare a raporturilor noastre cu semnele. Tot universul omului duhovnicesc se reorganizează. El trăiește altă viață. El trăiește în contracurent. El are un alt mod de a-și procura fericirea sau starea de bine sau mulțumirea. Bucuriile lui sunt interioare, nu sunt exterioare. Lui îi place să contemple, nu să consume. Viața lui lăuntrică are alt tip de metabolism. Poate să stea zile întregi fără să nu aibă o fericire simțuală, să aibă ceva bun să mănânce sau să aibă ceva frumos să privească. Aici se vede forța extraordinară a vieții duhovnicești pe care o are cineva care trăiește și se simte bine având o zi de la Dumnezeu să se poată gândi la lucrurile pe care le-a făcut și să-i dea slavă Dumnezeu pentru binele pe care le-a primit. Și cu fiecare zi pe care o trăiește, are senzația că este binecuvântat de Dumnezeu. Fără să aibă lucruri care să-i procură o plăcere sau să-i dea o senzație, saliență, experiență consistentă care mă face să mă simt că n-am pierdut vremea. O caracteristică care împiedică viața de duhovnicească, poate cel mai mult astăzi, mai ales la generația tânără, este putința autostimulării. Este ceea ce ne oferă telefonul mobil, calculatorul, în special telefonul mobil sau tableta, dar cel mai mult telefonul mobil, care cumva este și calculator, este și instrument de comunicare, pot și juca cu el,
tot ce navighezi pe net, pe YouTube, îmi pun muzică, îmi pun filme, dacă vreau. Ce face telefonul mobil este că în momentele de liniște, de singurătate, cel mai potrivite, cel mai potrivite pentru cultivarea vieții la un ce pentru rugăciune, pentru evaluarea atentă a relelor pe care le-am făcut, pentru mustrarea aceasta, pentru străpungerea inimii, pentru o anumită lucrare de profunzime, în momentele acestea, telefonul mobil este tentația cea mai facilă, cea mai accesibilă, pentru că am un buzunar. Este divertismentul privatizat, la purtător. Și pot scoate telefonul și încep să butonez și mă autostimulez. Asta e toată provocarea. Ce se întâmplă cu această autostimulare este că îmi produce o stare de plăcere pe seama unor stimuli din afară. Eu mă simt bine, dar starea mea de bine depinde de ceva din afară. Eu nu pot să mă simt bine dacă n-am din afară un stimulant. Unii ne simțim bine punând mâna pe telefon, alții ne simțim bine consumând ceva. Alții se simt bine privind ceva. Eu știu, privind un film, 3D. Unii se simt bine dacă sunt lăudați pe cineva. Alții se simt bine dacă primesc note. Sau dacă dovedesc altora că știu sau că arată bine. Sau că au fost undeva și au făcut o figură foarte frumoasă. Toate aceste stări de bine, care depind de ceva din afară, sunt stări care ne scot în off-site din perspectiva vieții duhovnicești. Omul duhovnicesc singur, dacă ar sta într-un loc, dacă ar avea putința să se roage și să-și amintească un text din Sfânta Scriptură, care să-i trezească iarăși cugetarea la viața de dincolo, la multul bine pe care l-a făcut Dumnezeu, sau la frumusețea părinților lui și asta să îl împingă să se roage pentru sine și pentru alții, el simte că timpul a fost umplut maximum cu sens. Nu mai simte nevoia să facă altceva. Ori această grabă, această necesitate imperioasă a omului de a evada din experiența singurătății, agățându-se de autostimulările din afară, arată ce fragil este psihismul persoanei, ce timorantă este pentru el singurătatea. Ori singurătatea sau capacitatea de a face lucruri ziditoare lăuntric în singurătate este unul din cele mai bune certificate pentru autenticitatea vieții spirituale a cuiva. Cât de bine, cât de mult, cât de capabil suntem să ne umplem singurătatea cu rost, cu plâns și cu rugăciune interioară, cu slavă adusă de Dumnezeu, sau în liniștea unei cărți adânci, fără să avem senzația că ne lipsește ceva. Că trebuie să pornim televizorul, să pornim radioul, să deschidem un telefon, să vorbim cu cineva, musa e indiferent despre ce este. Aici se plămădește, de fapt, condiția esențială a omului care lucrează la viața lui duhovnicească, despre care Părintele Cleopa spunea că e cu neputință de cultivat dacă omul nu iubește în singurare. O societate de astăzi nu ne lasă însingurați niciodată. Gândiți-vă că seara târziu, cu veniți acasă cu metrou, cu ultimul autobuz, foarte probabil că în televizorul din autobuz vor rula niște reclame publicitare, în eventualitatea care în ziua respectivă n-ați văzut niciuna, aveți posibilitatea până acasă să le vedeți pe toate. Felul acesta al culturii de a ne ocupa timpul, de a ne ocupa mintea, de a ne consuma cu totul de resursele, vine din acest deziderat al consumului și ne și obișnuiește pe noi să fim așa. De aici o dificultate teribilă pentru că a avea viață duhovnicească și a trăi în cumpătare presupune, de fapt, o reorganizare a întregii vieți. Ceea ce presupune un efort extraordinar. Fără această detașare de lume, fără această distanțare de lucrurile ei și fără exercițiul repetat al acestei detașări, noi nu descoperim o bucurie în a avea o viață non-consumatoare. Viața non-consumatoare are și ea bucurie, dar noi nu le putem descoperi pentru că sensualitățile noastre sunt adaptate consumului. Atunci când unui copil care era obișnuit cu dulce,
poza de duce, el va avea senzația că este pedepsit și că lipsește ceva vital cu care să obișnuie. Exact așa suntem noi, dacă ne-am obișnuit cu satisfacția și cu plăcerea care vine de pe urma consumului, celelalte bucurii duhovnicești sau spirituale nu le vom simți ca bucurii, vor fi chiar din potrivă neatractive pentru noi, dacă vom face pe scurtă durată de timp exercițiile a ne bucura duhovnicești pe partea de plăcerile lumii. E nevoie să ne adaptăm, să repetăm iar și iar lucrurile ca sensualitatea noastră să se adapteze și să ajungem să descoperim extraordinarea bucurie care este foarte consistentă și stabilă a persoanei care trăiește în simplitate și se bucură din înțelesul de duhovnicești al unui text sau unui copac înflorit sau unui copil care zâmbește, intrând într-un regim de viață în care aproape că are nevoie de foarte puțin din jur ca să se simte extrem de mulțumit pentru tot ce are parte în lumea aceasta de a vedea, de a simți sau de a trăi. Și în regimul acesta în care bucuria nu numai vine din afară, ci este o bucurie interioară, puterea persoanei față de realitatea înjurătoare este foarte mare. Persoana dobândește o anumită independență, o anumită autonomie, o anumită suveranitate, spunea cineva frumos, față de tot ceea ce lumea îl invită să consume. Și putem consuma și după aceea. Dar sursa de bucurie autentică nu stă în acel lucru. Putem oricând să judecăm dacă merită sau nu să-l consumăm. Nu mai avem condiția psihologică a celuia care spune trebuie să-l cumpăr ca să mă bucur, că alte surse de bucurie nu am. Dimpotrivă, dacă am deja o sursă de bucurie, sunt foarte bucuros cu ceea ce am primit și mulțumesc Lui Dumnezeu pentru tot ceea ce am, din postura aceasta a persoanei independente de alte surse de care, care are de unde să se alimenteze pentru starea de bine, din această postură pot judeca dacă un lucru îmi trebuiește sau nu. Sunt neatârnat în raport cu ele. Cât sunt atârnat și depind de ele și singura mea sursă de fericire este în ele, va fi foarte greu să judec cumpătat și să-mi dau seama de unde trebuie. Fie ca să închei, să vă citesc un studiu foarte șocant, cumva, pentru omul contemporan. Noi nu înțelegem mecanismul acesta. Dacă ne judecăm în planul lumii, dar ele sunt într-o perfectă conformitate cu gândirea patristică și cu spiritualitatea, în general. Uitați ce spune aici. Un studiu din 2008 a ajuns la concluzia că aceia care participă la activități de tip voluntariat, donații în bani, ascultarea cu atenție a punctului de vedere al altcuiva, erau mai mulțumiți de propriile vieți și aveau o stare emoțională pozitivă mult mai bine definită decât aceia care au declarat că îmi place să trăiesc pentru a obține plăcere, cumpăr o bijuterie sau un accesoriu electronic doar pentru mine sau merg foarte des la petreceri. Deci persoanele care merg la petreceri, care trăiesc într-o plăcere continuă, care cumpără bijuterii sau accesorii electronice pentru ei personal, pentru uzul personal, nu se simt la fel de bine cum se simt cei care desfășoară activități de voluntariat, fac donații în bani sau ascultă cu atenție punctul de vedere al altcuiva. Astea sunt activități de speță mai joasă decât activitățile care vizează ajutorarea cuiva, îmbrățișarea cuiva, sprijinirea cuiva care suferă sau rugăciunea pentru cineva sau rugăciunea pentru toată lumea, cum se întâmplă în experiența liturghiei. Deci e foarte importantă această căutare a modului de a ne simți fericiți și mulțumiți într-o are spirituală, nu în area lucrurilor materiale și să iubim cele interioare care sunt netrecătoare și încet, încet descoperim în ele o anumită stare de bine, adică citirea textului Scripturii, citirea filocaliei, rugăciunea întrajutorarea semenilor și încet, încet vom descoperi în viața spirituală un set de surse de bine
de stare de fericire și de mulțumire care ne vor degaja lucrurile din viață și ne vor învăța să fim cumpătați, dându-ne o anumită autonomie, poziția cea mai corectă pentru a judeca dacă un lucru ne trebuiește sau nu. Numai atunci când scoatem lucrurile din lume, suntem vrednici să ne întâlnim cu Hristos. Pentru că între noi și Hristos nu pot sta lucrurile. Dumnezeu vrea totul de la noi. E profundă dialogul acela între Dumnezeu și personajul evlavios care spune, Doamne, ce să-ți dăruiesc? Și Dumnezeu îi răspunde, Fiule, vreau inima ta. Inima înseamnă, de fapt, totul. Nu a spus, vreau vorbele tale, nu a spus, vreau mâinile tale. A spus, vreau inima ta, adică vreau centrul ființei tale. În centrul ființei noastre, de regulă, sunt lucrurile, sunt țintele sociale, sunt veniturile, sunt, eu știu, scenariile de confort care nu ne lasă să fim prezenți în momentele grele undeva sau în momentele duhovnicești în altă parte. Gândindu-ne ce bine ne va fi nouă peste o lună, vine concediu, vom pleca, vom sta 3 săptămâni, abia aștept să se termine. Nu mai sunt prezent aici. Toate aceste lucruri sunt între noi și Hristos și atunci când ne detașăm de ele, putem să dobândim cămările acelea pregătite ca Dumnezeu să vină în mod real cu prezența Lui, prin Harul Lui și să ne dea o stare de bine care este în conformitate cu ceea ce avem o vocație să devenim. Mulțumesc! Peste 800 de milioane de oameni suferă de foame și 1,3 miliarde de tone de hrană este disipită anual la nivel global, adică o cantitate de hrană care este suficientă pentru 1,6 miliarde de oameni. Deci aruncăm atâta mâncare cât am hrănit de două ori mai mult decât sunt săraci și fometați la nivel planetar. Și al doilea slide, ultimul, producția anuală globală de alimente neconsumate, consumul necesar de apă potabilă echivalent cu cel care curge pe râul Volga, pe fluviul Volga, într-un an. Și dacă risipa de hrană ar fi o țară, această țară ar fi a treia din lume la producția gazelor de seară. Și tot petrolul care se consumă pentru cele 60 de miliarde de kilograme de hrană irosită în SUA, e de 70 de ori mai voluminos decât țițeiul vărsat în mare la cea mai mare catastrofă ecologică, atunci când s-a spart o conductă pe fundul oceanului. Asta arată ce dimensiune are risipa și cât de responsabil trebuie să fim atunci când facem ceva și fiecare gest al fiecarei persoane are repercusiuni la nivel global, iar noi abordarea aceasta nu avem din cauza faptului că suntem ecologiști. Omul duhovnicesc are un respect pentru creație, pentru că creația este a lui Dumnezeu și el este doar administrator și este foarte atent cu creația, pentru că în fiecare gest pe care el îl face față de semene, față de lucruri, el își exprimă și își consolidează viața duhovnicească, care este prin excelență o viață cumpătată și plină de responsabilitate. Și acum spunea Părintele, ceea că și eu sunt rar, pentru Dumnezeu să pară, fiecare lucru este făcut pentru a comunica cu celălalt, în mod cât mai profund, în ceea.